Elevii care dau bacalaureatul sau evaluarea națională în 2020 nu vor susține examene grile, ci clasice, la fel ca anul trecut. Anunțul a fost făcut de noul ministru al educației, Monica Anisie. În schimb, profesorilor le-a transmis că va desființa toate hârtiile inutile și comisiile școlare. La rândul său, noul ministru al culturii și-a anunțat planurile legate de Castelul Peleș, dar și de opera lui Brâncuș cu Mințenia Pământului. Regulile pentru bacalaureat și evaluarea națională nu se vor schimba în timpul anului școlar, a anunțat chiar premierul Orban, care a povestit ce a pățit când avea băiatul în gimnaziu. Aveam băiatul în clasa 8-a, era un anumit sistem de evaluare, adică era o pondere a mediei pe 4 ani și o pondere a examenului de capacitate, care a fost schimbată. După ce eu mi-am determinat băiatul să învețe la toate materiile, astfel încât să obțină note mari, pentru că ponderea mediilor în an, m-am trezit în clasa 8-a înainte de examen că a trebuit să-l susțin ca să poată să pregătească la materiile examenului de capacitate. Anul trecut, la simulările pentru clasele a 11-a și a 7-a, subiectele aveau 40% teste grilă. Teoretic, ele ar fi urmat să fie introduse la examenele de anul viitor, dar actualul ministru spune că nu e de acord cu acest proiect. Am criticat vehement această măsură cu teste grilă și gândiți-vă, test grilă la limba și literatura română, despre ce vorbim. Nici nu mă gândesc. Regulamentele prevăd că fiecare școală din România trebuie să înființeze minimum 7 comisii. Sunt obligatorii și în ele sunt cam aceiași profesori. Unii chiar în 2, 3 sau 4 comisii, acolo unde sunt profesori puțini. Dar există și comisii temporare prevăzute de alte reguli, cum ar fi de pildă Comisia pentru Notare și Frecvență sau Comisia pentru Imaginea Școlii. Dar asta nu e tot, ca la teleshopping, mai sunt încă 7-8 comisii temporare și ocazionale. Acestea sunt de pildă pentru orar, pentru burse sau pentru documente. Toate acestea încarcă inutil timpul cadrelor didactice, potrivit unui raport OECD din 2017. Tăierea hârtiilor presupune și tăierea acestor comisii, pentru că nu văd cu ce îmbunătățește predarea, învățarea, evaluarea, că sunt eu într-o anumită comisie sau nu. Tot astăzi și-a intrat în pâine și ministrul culturii. Situația Castelului Peleș de la Sinaia este încă în negocieri cu Casa Regală, a declarat Bogdan Gheorghiu. Există un interes real din partea statului român pentru a putea intra în posesia Palatului Peleș, nu pentru a-l avea, ci pentru a-l salva. Casa Regală nu are intenția să-l vândă, potrivit surselor apropiate, dar contractul de închiriere expiră la finalul anului. Cât despre celebra operă cu Mințenia Pământului și datoria pe care guvernul o are către toți cei care au donat bani pentru cumpărarea ei în 2016, oficialii nu au găsit o soluție. Ei recunosc că nu există bani nici pentru cumpărarea ei. Situația financiară a României este una dezastruoasă. Există deficiențe bugetare majore la sănătate, educație, dezvoltare regională. Discuții nu am mai avut la Ministerul Culturii de aproximativ un an de zile, nici atunci nu s-au concretizat și au rămas în aer. Din 2014, de când a fost scoasă la vânzare, moștenitorii tot negociază cu statul. În martie 2016, cele două părți se înțeleseseră pentru suma de 11 milioane de euro. Doar că atunci Ministerul Culturii a eșuat cu campania de strângere de fonduri. Însă, în tot acest timp, nimeni nu și-a asumat soarta acestei sculpturi. Cumințenia Pământului se află în prezent la Bruxelles, unde este expusă la Festivalul Internațional de Artă Europalia și poate fi văzută până în februarie anul viitor. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.